și bine ați venit sau revenit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Pentru astăzi m-am gândit să facem un machiaj de toamnă. Nu prea vedeți la mine foarte des să fac clipuri în care mă machiez, adică mă refer așa, separate, că în vloguri mă mai machiez, da. Dar separat nu prea mai fac clipuri de machiaj, însă am zis acum că dacă e Vlogtober, e o ocazie specială, merge unul. Și am făcut acest machiaj de tip smoky, care zic eu că merge foarte bine pentru iarnă, zic că mi se potrivește pentru forma ochilor mei, pentru culoarea ochilor mei, așa că dacă vreți să vedeți cum am făcut acest machiaj, vă invit să urmăriți clipul în continuare. Mi-am hidratat deja tenul, am folosit această cremă de la ELF pe care v-am mai arătat-o de câteva ori și vreau să aplic și puțin primer, tot de la ELF, Putty Primer, care este foarte, foarte bun pentru umplerea porilor. Bine, acum nu vă imaginați că vă face tenul ca o foaie de hârtie, nu, dar reduce aspectul porilor destul de tare și mie îmi place. De asemenea, dacă cumva îl auziți pe Blue Mirlaind, nu știu ce are, mai face el așa, îl apucă alergatul prin casă și mirlăitul degeaba, chiar dacă Adi e cu el dincolo, dar așa mai face el și dacă cumva se aude pe cameră, îmi pare rău. Ce ziceam? Voi folosi noul meu fond de ten preferat, acesta de la Collection. Până de curând, până să-l descopăr pe acesta, îmi plăcea foarte mult cel de la L'Oreal Infallible, care îmi place în continuare, însă cred că acesta de la Collection îmi place ceva mai mult, pentru că are o acoperire mult mai mare și nu se simte ca, nu se simte tenul încărcat, se simte ca un al doilea strat de piele și îmi place foarte, foarte mult, să nu mai zic că și rezistă foarte bine. Pentru zilele în care tenul meu e mai ok, folosesc Infallible, dar pentru zilele, că ați văzut că am câteva semne, pentru zilele în care tenul meu nu cooperează, folosesc Collection și îmi place tare, tare, tare mult. Mi se pare că niciodată nu știu să blenduiesc ca lumea fondul de ten aici la linia părului, pentru că dacă mă duc prea sus încât să se îmbine cu părul, pun fond de ten în păr și dacă las fix la linie, mi se pare că rămâne așa o dungă și încerc să vin așa cu degetele un pic cât de cât să se mai ducă din acea linie foarte evidentă de fond de ten. Firar să fie. Iar am uitat. Deci, în ultima vreme uit foarte des să-mi dau cu gel de sprâncene mai întâi. Da. Pentru că dacă dau cu gel după ce mi-aplic fondul de ten, apar tot felul de chestiuțe albe așa în sprâncene de la gel care se amestecă cu fondul de ten și nu arată bine. Good job, Andreea. Bun, vedeți? Mi-a acoperit tot. Nu aplic fond de ten în jurul ochilor, pentru că oricum vin cu concealer și n-are rost să pun 10.000 de produse în zona ochilor. Hai, dacă tot mi-am adus aminte acum de gelul de sprâncene, să-l folosesc acum. Îl folosesc pe acesta de la NYX Glue. Alternez fie pe acesta, fie pe acesta. Doar că ce nu-mi place la acesta e că parcă se simte zona foarte, adică mă strânge pielea în momentul în care folosesc gelul de păr în zona sprâncenelor. Simt efectiv așa cum, știți senzația aia când ai pielea uscată și te strânge pielea? Exact senzația aia îmi rămâne mie în sprâncene după ce folosesc acel gel. Dar dispare după ceva timp oricum senzația. Deci nu e nimic dramatic. Da, de ce mi-era teamă? Nu cred că se vede foarte tare pe cameră, dar s-au făcut un pic de chestiuțe albe în sprâncene. Următorul pas, concealer, îl folosesc pe acesta de la Revolution, Conceal and Define. Nuanța pe care o am eu este C2. Îmi place acest concealer, l-am mai avut și în trecut. E un concealer ok, nu e cel mai strălucit, dar sincer pentru cât costă și face treaba foarte, foarte bine. Iar pudra pe care o folosesc este aceasta de la Maybelline Fit Me, nuanța 105. Neapărat trebuie să revin cu burețelul pe pleoape pentru că mie imediat mi se strânge concealerul în pliu, se fac dungile acelea inestetice și mă disperă la culme.
Și dacă tot suntem în sezonul Vlogtober, în sezonul în care, na, subiectele gravitează în jurul acestui anotimp, zic să vorbesc în timp ce mă machiez cu voi despre ce înseamnă pentru mine toamna. Eu, de mic copil, am trăit cu impresia că primăvara este anotimpul meu preferat și nu neg, adică îmi place primăvara foarte mult, am fost născută în primăvară, îmi place când natura reînvie după o iarnă friguroasă, dar, sincer, mi-am dat seama în ultimul timp că eu cred că dintotdeauna toamna a fost anotimpul meu preferat, din mai multe aspecte. În primul rând, peisajul, că devine totul așa, niște culori foarte frumoase, aurii, arămii. Pe mine mă uimește de fiecare dată cum arată peisajul pe timp de toamnă. Dar pe lângă asta, cel puțin în copilărie, mie îmi plăcea foarte mult să mă întorc la școală, să-mi revăd colegii, chiar dacă n-am, îmi plăcea că vara e vacanță și că sunt liberă, dar îmi plăcea toată atmosfera asta de mers la școală, efectiv drumul către școală, faptul că mă vedeam cu prietenele mele, cu care oricum, repet, mă vedeam și în timpul vacanțelor, dar când eram la școală, vă dați seama, petreceam mai mult timp împreună, că eram la ore. Ne distram foarte mult. Îmi plăcea la nebunie weekendul dinaintea începerii școlii, când mergeam cu părinții mei să-mi cumpere rechizite, să-mi cumpere, nu știu, training, Adidas pentru orele de sport. Țin minte și acum la noi în oraș este un magazin care se numește Telena, care e pe principiul magazinelor chinezești, găsești de toate, orice vrei și ce nu vrei. Să se întrerup un pic povestea, să vă zic că voi folosi acest contur de la Essence, care îmi place foarte, foarte mult. Revenind la magazinul Telena, acolo găsești orice vrei și ce nu vrei și, în general, de acolo mergeam să îmi cumpere ai mei rechizite. Și chiar și acum, de când, na, nu mai sunt în școală de ceva timp, dar chiar și acum când merg în România și intru în Telena, efectiv mă transportă în timp fix în acele weekenduri dinaintea începerii școlii, pe care eu le adoram. Deci nu știu cum să vă zic, nu știu cum era la voi, dar eu adoram să merg cu părinții mei să-mi cumpere rechizite. Mi-e dor. Și țin minte că mai de fiecare dată, cel puțin la noi, înainte să înceapă școala, în weekendul acela, era mereu soare. Nu mi-aduc aminte să fi mers la cumpărături de rechizite și să fi plouat vreodată. Dar cert e că mi-e dor de cele vremuri, foarte mult chiar. Plus că după aia mergeam la deschiderea școlii, iarăși acolo, na, festivitate, vă dați seama, toată lumea se reîntâlnea cu toată lumea. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult perioada școlii, chiar dacă atunci când eram în școală, vă dați seama că nu mă bucuram atât de mult că trebuie să merg la cursuri. Blush, îl folosesc pe acesta tot de la Essence, dacă vrea să pună și focus. Hai de focus! Acesta este nuanța, se numește 30 Breathtaking. Plus de asta, îmi plăcea foarte mult și faptul că începea să se întunece devreme, sau mai devreme, nu că devreme, dar undeva așa, pe la 6, 7, 8, eu v-am zis asta și într-unul din blogurile trecute, mie mi-oferă o stare de confort, de coziness, așa, când se întunecă mai devreme și îmi plăcea treaba asta la nebunie. Și când eram în școală și mama făcea și face în continuare o plăcintă cu brânză atât de bună, care e bună mereu, dar pe timpul toamnei mi se pare că, sau mi se părea cel puțin, că avea un gust mult, mult mai bun. Nu știu de ce. Voi folosi acest highlighter de la Makeup Obsession, Mega Honey. Știu că înainte să mă apuc să filmez aveam mai multe lucruri să vă spun referitor la ce însemna pentru mine toamna, dar l-am uitat. Pentru sprâncene voi folosi această pomadă de la Revolution Pro, care e prăfuită, ar fi trebuit să o șterg mai întâi. E un pic uscată deja, dar mai merge folosită. Și îmi place că faptul că e un pic mai uscată față de alte pomade pe care le-am mai folosit, face că sprâncenele să reziste mai mult. Și dacă tot am atins subiectul de școală, toamnă și așa mai departe, zic să vă povestesc un pic și despre prima mea experiență la București, când am ajuns la facultate. Eu, în primul an de facultate, am stat cu cele mai bune prietene ale mele,
4 eram la număr, am stat într-o casă superbă din zona Victoriei. Bine, era superbă pe din afară, că înăuntru nu era cine știe ce, dar era o casă dintre aceea cu pereți cu tavanul înalt. Nu aș ști să vă zic ce stil este, că nu mă pricep eu la stiluri. Aș zice, poate... În fine, nu mai are importanță, dar știți la ce mă refer. Casele acelea cu tavan înalt, cu foarte multe detalii pe din afară, în construcție. Oricum, o casă în care noi ne-am simțit foarte bine. Vreau să vă zic că râdeam din orice, din absolut orice, și ne simțeam ca în tabără. Cât despre mersul la facultate, pentru mine a fost destul de simplu, pentru că atât eu, cât și fetele cu care stăteam, eram la aceeași facultate. Și cumva n-am avut, cum să zic, n-am avut frica aia de prima zi de necunoscut, pentru că deja știam că am cu cine să merg, adică nu mergeam singură pe cont propriu. Apropo, pentru pliu o să folosesc tot așa conturul pe care l-am folosit pe față. A fost o perioadă foarte, foarte interesantă. Bine, pe lângă faptul că nu prea cunoșteam Bucureștiul și ne rătăceam foarte mult în primele zile mai ales, măcar învățasem drumul către facultate, de acasă către facultate. Oricum era destul de aproape, că noi stând la Victoriei, campusul era pe lângă Herăstrău, deci ajungeam destul de ușor, destul de repede. Dar, na, vă dați seama că nu mergeam doar la facultate. În weekend-uri mai mergeam și noi să ne mai plimbăm prin alte locuri și de multe ori se întâmpla să ne rătăcim. Știam foarte bine metroul, în schimb, adică la metrou ne descurcam, dar dacă ne lăsai pe deasupra pe undeva, nu. Nu. Și v-am zis, mă simțeam, parcă eram ca în tabără, mă simțeam ca în vacanță, deși mergeam și la cursuri, dar era entuziasmul ăla, că descopeream un oraș nou, descopeream oameni noi. Ne-am făcut mulți prieteni la facultate, toate, toți ne știau de grupul de fete de la Tulcea, că eram mereu împreună și vă dați seama. Era greu să nu ne observi, eram și foarte, n-a zice gălăgioase, dar emanam așa, bucurie. Când te uitai la noi, emanam bucurie. Chiar ulterior, o altă prietenă de ale mele îmi spunea că atunci când se uită la noi, zici că eram fetele din Sex and the City, că eram exact așa, foarte unite, eram împreună peste tot. Dar, da, cam asta a fost prima experiență mea la facultate, deci a fost una foarte, foarte bună. Apropo, eu când întind această culoare din pliu, încerc cumva cu ea să mă duc până sub sprânceană, să-mi alungească ochiul. Fac asta absolut mereu. Apoi, din paleta aceasta de la Huda Beauty, voi lua acest maro de aici. Este un maro mai roșcățel, așa. Nu este chiar un maro rece. Însă mi se pare că, în contrast cu culoarea ochilor mei, se vede foarte, foarte bine. Avem și un pic de fallout, dar nu-i problemă că îl rezolvăm noi apoi. Și revin cu aceeași pensulă cu care am aplicat culoarea în pliu și blenduiesc. Foarte frumos a blenduit această culoare. Mi se pare că am exagerat un pic în partea asta, cum m-am dus cu culoarea, dar o să vin cu o pensulă curată imediat și o să mai retușez. Am luat o pensulă curată și încerc să mai retușez unde mi se pare că m-am dus prea departe cu fardul. Și pentru momentele în care am fallout, nu știu dacă se vede la voi, dar mi-a căzut un pic de fard, iau pensula pe care o folosesc de obicei să-mi aplic pudră pe pleoape și sub ochi și o încarc cu pudră și vin peste locurile unde mi-a căzut fard. Și astfel nici nu se întinde fardul care a căzut, adică nu se mânjește pe sub ochii aiurea. Voi lua același fard și îl voi aplica și sub pleoape, sau nu sub pleoape, pe linia de jos a ochilor, pe pleoapa de jos. Nu știu să vorbesc. Și voi încerca să nu mă duc foarte în jos. Asta e greșeala pe care o fac eu mereu, că mă duc un pic prea în jos cu fardul și arăt ca un panda. Și cred că am făcut asta și acum, dar nu e nimic, o să vin și o să blendesc deasupra. Și cu o pensulă micuță de genul, vin și blenduiesc, pun un pic de fard dintre acesta de contur ca să aibă o culoare cu care să se blenduiască.
Și pentru a intensifica conturul ochilor, iau această paletă de la Laura Mercier, care are niște culori foarte, foarte drăguțe. Și vin cu acest maro foarte închis, care, de fapt, când îl pui pe pleoape, arată un pic cam negru. Dar mie îmi place și îl folosesc strict doar pentru conturul ochilor. Și cu o pensulă dintre aceasta în unghi, subțirică, vin pe linia genelor. Când am machiaje destul de intense la ochi, cum este acum un smoky, nu-mi place să folosesc tuș, pentru că eu niciodată cu tuș nu știu să mă potolesc și să nu-mi fac codițe foarte, foarte nebune, așa că mă rezum doar la fard. Eventual, ca să conectez linia de sus și linia de jos, fac o mică, 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 mică codiță. Dar destul de insesizabilă. Trebuia să întâmple ceva de genul. Nu. Dacă vreau un look mat, mă opresc aici în ceea ce privește machiajul ochilor, dar dacă vreau să aduc un pic de bling machiajului meu, iau această nuanță de aici, care este si de fată, și o aplic pe centrul pleoapei, ceea ce vreau să fac și astăzi. Deci este foarte, foarte drăguț, îmi place la nebunie fardul. Nu este foarte in your face, dar aduce acolo un plus de ceva machiajului și îmi place. Desigur, dacă vrei un machiaj foarte, foarte strălucitor, atunci poți aplica o cantitate mai mare, însă eu aplic o cantitate foarte, foarte mică. Iau și un creion negru pe care o să-l aplic pe linia apei, iar rimelul sau mascara pe care o voi folosi este aceasta de la Maybelline Sky High. Am recumpărat-o recent pentru că mi se făcuse dor de efectul pe care îl lasă genelor mele. Îmi place la nebunie. A zice că asta e mascara mea preferată dintre toate. Adică îmi place chiar și mai mult decât cea de la Sephora, care știți că îmi place oricum foarte mult. Aia de la Sephora ar pica pe locul 2, să zic, în fața acestuia de la Maybelline. Bun, mai am doar buzele de rujat și voi folosi un creion de buze. Este acesta de la LA Girl, pe care vi l-am tot arătat de multe ori, dar a cărei nuanță nu am știut-o niciodată, pentru că nu scria nicăieri. Scrie batch code aici, GP538. Asta ar putea fi nuanța, nu știu sigur să vă zic, dar nu are niciun nume. Nu are niciun nume, în fine. Iar pe deasupra voi folosi acest gloss de la Maybelline, care îmi place foarte, foarte mult și care chiar și hidratează buzele. Deci primul gloss pe care eu îl am vreodată și chiar simt că îmi hidratează buzele. Iar acesta este nuanța 002 Ice. Și gata, look-ul. Pentru mine cam asta înseamnă machiaj de toamnă, un machiaj destul de intens care cel puțin mie să-mi scoată culoarea ochilor în evidență. Și zic eu că am reușit să fac asta. Mi se pare că pentru forma ochilor mei cel mai bine mi se potrivește un machiaj de tip smoky și acesta este rezultatul. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și nu uitați că ne revedem mâine cu un nou clip. Pa, pa!